George Ivașcu, director fondator al Teatrului Metropolis. Scrisoare deschisă către Nicușor Dan. Afirmațiile inexacte pe care le faceți în spațiul public sunt extrem de periculoase. George Ivașcu, director fondator al Teatrului Metropolis, îi răspunde primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, ca urmare a afirmațiilor, flagrant inexacte, pe care le conține comunicatul de presă transmis de PMB despre situația instituției teatrale, solicitându-i edilului o discuție pe aceste teme. Consider că afirmațiile inexacte pe care le faceți în spațiul public sunt extrem de periculoase, ele având efectul de a radicaliza opinia publică prin acuzația de risipă pe care o aduceți unor instituții de cultură din subordinea dumneavoastră. Cu 15 ani în urmă, eu am început să construiesc, dintr-o ruină, un teatru de succes. Și am reușit. Miile de artiști valoroși din toate generațiile care au dorit să lucreze la Teatrul Metropolis și cele peste 500.000 de spectatori care ne-au trecut pragul, stau mărturie. Dumneavoastră de ce vreți să-l distrugeți? Și ce doriți să puneți în loc? Sunt întrebările adresate de managerul teatrului primarului general al Bucureștiului, în scrisoarea deschisă. Afirmați că bugetul alocat Teatrului Metropolis este de 10 milioane de lei, care sunt suficienți pentru plata cheltuielilor de funcționare, a salariilor și a datoriilor restante. În realitate, domnule primar general, informația furnizată public este inexactă. Subvenția alocată Teatrului Metropolis, al cărui director sunt, este de 8.915.000 lei. Din aceasta, 3.016.000 lei reprezintă suma necesară pentru bunuri și servicii cu caracter funcțional și administrativ și 5.043.000 lei reprezintă salariile angajaților teatrului care nu sunt artiști. Cu acest buget, Teatrul Metropolis poate doar să-și plătească datoriile acumulate și să existe la nivel administrativ, dar nu poate juca spectacole, neîndeplindu-și astfel obiectul principal de activitate. De altfel, prin bugetul alocat la articolul bugetar 20-30-30, din care se asigură realizarea spectacolelor și plata artiștilor colaboratori, reiese clar decizia ordonatorului principal de credite, respectiv a primarului general, de a diminua drastic tocmai resursele financiare necesare desfășurării activității Teatrului Metropolis, spune George Ivașcu. Primarul afirmă că datoriile Teatrului Metropolis nu au fost comunicate către Primaria Municipiului București și că în evidențele contabile ale PMB, teatrul figura la data de 28 februarie 2022 cu un excedent bugetar de 20.000 de lei. În realitate, informația furnizată public este inexactă. Datoriile existente la 31.12.2021 au fost comunicate la începutul lunii ianuarie 2022 Primăriei Municipiului București, înscris. Acestea se regăsesc în situațiile financiare care se depun întotdeauna, periodic, de către toate instituțiile subordonate, la ordonatorul principal de credite prin Direcția Generală Economică. De altfel, acest fapt a fost confirmat în timpul ședinței de evaluare a managementului instituției, de către reprezentantul Direcției Generale Economice, respectiv directorul executiv din cadrul acesteia. Sunt primul dintre directorii de teatre care au cerut ca această evaluare să fie transmisă live online, astfel că, în afară de actele care dovedesc adevărul spuselor mele, există și o filmare care a înregistrat explicit aceste declarații. Aștept, ca mulți alți cetățeni, postarea publică a înregistrării acestor evaluări. Vă rog să o postați public așa cum ați promis. Datoria către colaboratorii Teatrului Metropolis nu este în valoare de 1.100.000 de lei, ci de 500.000 de lei. Reprezentantul Direcției Generale Economice al PMB, respectiv directorul executiv din cadrul acesteia, a confirmat limpede și fără echivoc, în cadrul ședinței de evaluare anuală a managementului Teatrului Metropolis, că datoria este de 1,1 milioane lei. Această confirmare se regăsește atât în actele existente la Direcția Generală Economică, cât și în înregistrarea live a ședinței de evaluare. Înregistrare pe care aștept, tocmai de aceea, cu mare nerăbdare, ca PMB să o facă publică, așa cum ați promis. Această datorie nu ar fi trebuit să existe, dacă teatrul și-ar fi atins țintele de venit propuse pentru anul 2021, spune primarul general.
În realitate, informația furnizată public este inexactă, domnule primar general, deoarece țintele pe care teatrul și le-a propus pentru anul 2021 se bazau pe subvenția propusă de către dumneavoastră și aprobată de către Consiliul General al Municipiului București, pe care Teatrul Metropolis nu a primit-o integral. Ca să fie cât se poate de clar, pentru ca teatrul să-și poată atinge ținta de venituri, trebuia să poată programa spectacole, iar ca să poată programa spectacole, trebuia să primească suma pentru colaboratori aprobată în Consiliul General al Municipiului București, ceea ce nu s-a întâmplat. Așadar, dumneavoastră, domnule primar general, ca ordonator principal de credite, nu ați respectat hotărârea Consiliului General și nu ați virat subvenția aprobată, ci o subvenție mult mai mică. Teatrul a cheltuit niște bani pe care nu doi avea, potrivit primarului. În realitate, hotărârile Consiliului General al Municipiului București au caracter de lege și valoare de certitudine pentru mine ca director de instituție și de obligativitate pentru dumneavoastră ca primar. Acești bani se virează lună de lună, în funcție de necesități, în anvelopa sumei totale aprobate. Eu, ca director de teatru, deci ordonator terțiar de credite, nu puteam să prevăd că PMB va ignora hotărârea Consiliului General, mai ales că acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată în cei 15 ani de existență ai Teatrului Metropolis. Așadar, Teatrul Metropolis și-ar fi putut atinge obiectivele propuse pentru anul 2021, ca în fiecare an, dacă subvenția aprobată de către Consiliul General al Municipiului București ar fi fost virată integral. Teatrul Metropolis a avut rezultate mult mai slabe în pandemie decât ale teatrelor de repertoriu. Este comparat în mod tendențios un teatru de proiecte cu teatrele de repertoriu. Așa cum se știe, teatrele de proiecte nu au personal artistic angajat, în timp ce teatrele de repertoriu au. Pe cale de consecință, în momentul în care dumneavoastră nu virați banii pentru colaboratori niciunui teatru din București, teatrele de repertoriu pot să-și continue activitatea, deoarece au actori, regizori și scenografi angajați cu carte de muncă, pe salariu, în timp ce un teatru de proiecte care nu își poate plăti colaboratorii devine, de facto, un teatru nefuncțional. Ivașcul acuză pe Nicușor Dan că a afirmat în mod total inexact că o reprezentație a unui spectacol la Teatrul Metropolis costă 46.000 de euro, iar încasările sunt de 350 de euro. Folosiți o metodă de calcul intenționat deformată și acuzatoare pentru a stabili costurile și încasările unei reprezentații. Metoda dumneavoastră halucinantă de calcul este de a lua întregul buget acordat instituției pe un an și a-l împărți apoi la numărul de reprezentații. Ba chiar adunați și datoria de 1,1 milioane lei la acest buget, datorie pe care o contestați, de altfel, câteva paragrafe mai sus. În total, 9 milioane și ceva, pentru 40 de reprezentații. În realitate, doar acei 1,1 milioane lei au mers la colaboratori. Sau ar fi trebuit să meargă, dacă i-ați fi virat. Restul de 8 milioane sunt, așa cum am menționat, cheltuieli pentru plata utilităților, cheltuieli de întreținere și funcționare administrativă și cheltuieli pentru plata personalului angajat. În realitate, dacă adunăm costurile direct aferente tuturor reprezentațiilor din anul 2021 și împărțim la cele 40 de reprezentații susținute, costul unei reprezentații reiese a fi de 5.500 euro, cu precizarea că acest cost este unul excepțional datorat restricțiilor survenite din cauza pandemiei. În condiții normale, costul mediu al unei reprezentații este mult mai mic, susține Ivașcu. Teatrul Metropolis a declarat pentru anul 2021 un număr de 53.934 de beneficiari neplătitori, conform afirmației primarului. Conform directorului general al Teatrului Metropolis, informația a fost interpretată în spațiul public ca fiind invitații gratuite oferite de către Teatrul Metropolis la cele 40 de reprezentații care au avut loc. Asta ar fi însemnat ca la fiecare dintre aceste reprezentații ar fi încăput în cele două săli care însumează 250 de scaune, numai puțin de 1348,35 de spectatori. În realitate, nu poate fi vorba despre 53.934 de invitații gratuite la cele 40 de reprezentații, lucru absolut imposibil deoarece un calcul simplu ar duce la faptul că la fiecare reprezentație ar fi fost 1.348 de invitați,
în condițiile în care capacitatea maximă totală ale celor două săli ale Teatrului Metropolis și a sălii Gloria este de 650 de locuri, ci de toți participanții la activitățile online culturale, educaționale și artistice ale Teatrului Metropolis, desfășurate pe perioada pandemiei. La acestea s-au adăugat beneficiarii spectacolelor susținute în parteneriat cu UNAC, parteneriat pe care doresc să-l detaliez pentru a evita și alte interpretări eronate în spațiul public.